Imagine în direct, PSD și PPUSL semnează la această oră un pact politic extrem de important pentru România, care vizează strategia națională pentru demografie. Gabriela Firea și Graciela Gavrilescu semnează acest document, care va avea trei piloni principali: susținerea natalității, creșterea calității vieții românilor și protejarea seniorilor. Discutăm despre un pact extrem de necesar pentru România, în condițiile în care știm cu toții numărul românilor care sunt în țară este în continuă scădere. Din păcate, se nasc tot mai puțin copii, iar datele ne arată, previziunile pentru anii viitori ne arată că situația va fi din ce în ce mai gravă dacă nu se va schimba ceva în această privință. Așadar, trei piloni esențiali: susținerea natalității, creșterea calității vieții tuturor românilor și sprijinirea și ocrotirea seniorilor. Mulțumim foarte mult pentru prezența la evenimentul de semnare a unui acord politic, aș spune, în premieră și cred că va face și istorie, care vizează direct demografia din România, mai bine spus declinul acesteia, care de 20 de ani este constatat, dar măsurile care s-au luat nu au fost suficiente, de aceea declinul demografic s-a adâncit. În acest acord politic semnat astăzi de către reprezentanții PSD și PPUSL, ne dorim să promovăm împreună senatori și deputați, dar alături de noi sunt așteptați și reprezentanții ai societății civile, ai asociațiilor profesionale sau orice persoană care consideră că are o idee bună, o idee științifică valoroasă pentru susținerea familiilor care doresc să aibă copii, dar din motive financiare sau medicale nu reușesc acest lucru. De asemenea, în același timp, susținerea persoanelor în vârstă pentru a avea o perioadă de seniorat, de bătrânețe frumoasă, sănătoasă, să nu mai fim în situația actuală a țării noastre în care cei mai mulți pensionari, în momentul în care ajung în această situație, de fapt au numai lipsuri atât financiare și suferă și de înstrăinare. În ceea ce privește primul pilon al acordului nostru politic, pasul a fost făcut deja, atât eu cât și colegii mei socialdemocrați și reprezentanții PPUSL am depus la Senatul României și am și votat, din păcate nu și colegii de la PNL și USR, un pachet de legi pentru susținerea natalității, care stimulează familiile tinere să aibă copii, le ajută. Multe dintre programele propuse sunt cele pe care eu le-am promovat 4 ani de zile ca primar general și am dorit să le extind la nivel național. Susținerea financiară a femeilor însărcinate, susținerea familiilor în momentul în care apare un nou născut în respectiva familie, de asemenea programul de susținere financiară a fertilizării in vitro pentru cuplurile infertile, un program în urma căruia s-au născut peste 550 de copii. Eu cred că este un lucru foarte frumos și valoros să vezi că munca ta dă roade concrete și mai concret decât a dat viață, nu cred că există pe lume altceva care să întreacă în importanță. Iar toate aceste programe care au fost aplicate deja în București cu mare succes pot fi replicate și la nivel național. De asemenea, majorarea alocațiilor pentru copii, în primul moment, măcar pentru familiile vulnerabile. Noi am votat proiectul, din păcate, așa cum vă spuneam, PNL și USR s-au abținut, ori au votat împotrivă, ceea ce este un lucru foarte rău, pentru că atunci când merg în comunități, ei promit că vor fi aproape de oameni. De asemenea, anumite stimulente financiare pentru familiile care vor să-și dea copiii la creșă și grădinițe, dar nu au aceste posibilități. Susținerea autorităților publice locale, acolo unde este nevoie, pentru construirea de creșe, de grădinițe. Iar în ceea ce privește situația seniorilor din România, în afară de creșterea alocațiilor, există multe alte programe, în special în domeniul sănătății, care pot să-i ajute să nu mai ajungă bolnavi și fără poftă de viață din cauza problemelor de sănătate când ies la pensie. Așa cum știm, sunt exemple și europene și nu numai, pe tot parcursul vieții, sunt proceduri de screening, proceduri științifice, oamenii sunt convinși să meargă mai des la medic pentru a-și proteja sănătatea. Din păcate, noi suntem pe primul loc în Europa la mortalitate din cauza tuberculozei, din cauza cancerului la sân, cancerului de col uterin și alte tipuri de afecțiuni maligne. Ne dorim foarte mult ca
în bordul comitetului care va susține aceste proiecte care vizează declinul demografic și pe palierul susținerii nașterii de copii și pe palierul susținerii seniorilor, să vină, cum spuneam și la început, cât mai multe persoane care doresc să contribuie cu proiecte benefice, proiecte concrete. Noi, cei care ne aflăm acum în sală, senatori și deputați, suntem, să spunem, comitetul de inițiativă, dar nu se închide ușa nimănui și ne-am dorit foarte mult ca după semnarea acestui acord politic să primim semnale din toată țara și să ni se alăture cât mai multe persoane. Îi dau cuvântul doamnei Grațiela Gavrilescu, doamnei deputat, este președinta Biroului Executiv al PPUSL, pentru explicarea pilonilor acestui acord și, bineînțeles, după celelalte declarații care vor fi făcute de aici, de la prezidiu, vom răspunde și întrebărilor. Vă mulțumesc foarte mult, doamna vicepreședinte, doamna senator Gabriela Firea, mulțumesc tuturor colegilor deputați și senatori care sunt în sală și mulțumesc cu ocazia aceasta mass mediei care prezintă astăzi, într-adevăr, un eveniment extrem de important, un pas important pentru istoria românilor și a României. Un acord politic dat ca semn de viitor, de stabilitate pentru traiul mai bun al românilor. O strategie națională pentru un trai mai bun înseamnă în plină pandemie o responsabilitate a celor care doresc într-adevăr binele nostru, binele românilor, a copiilor, a seniorilor și nu în ultimul rând a sănătății noastre a tuturor. Este într-adevăr un acord politic și eu spun că este o premieră, este un acord politic, un semn important pentru poziționarea unui pol de centru stânga pentru România și pentru toți cei care cred într-o viață lungă, într-o viață sănătoasă a copiilor, a bunicilor noștri și a noastră. Trei piloni importanți, trei piloni care ne responsabilizează și uitați-vă cum la această masă, colegii de-ai noștri, și sunt convinsă că prin acest acord politic toate asociațiile profesionale.